România a devenit în 2022 țara din Europa cu cea mai rapidă creștere a pieței cafenelelor de tip franciză, arată un raport care face analize periodice la nivelul industriei de profil. Românii au prins tot mai mult gustul cafelei în ultimii ani, iar antreprenorii s-au conformat. Numărul de cafenele a crescut cu 29% în 2022, lăsând astfel țara noastră pe primul loc în ceea ce privește cea mai rapidă creștere a pieței de cafele de tip lanț din Europa. Spre comparație, în al doilea an de pandemie, piața locală era pe locul 2 cu 150 de noi unități, fiind depășită de Rusia. Între timp însă, odată cu izbucnirea războiului, situația s-a schimbat, relatează ziarul financiar. După numărul de unități nou inaugurate, România este piața europeană cu cea mai rapidă creștere de 29%. Brandul local Five to Go este lanțul cu cea mai alertă expansiune, deschizând 181 de unități în 2022. Din estimările ziarului financiar, în România au apărut anul trecut între 900 și 1000 de cafenele de tip lanț, relatează știri de Cluj.ro.